Cred că nu a fost o piesă pentru el. Da, ce bățel. Mie mi-a plăcut mult la audit. M-a vrăjit. Să zic eu ție, că ești foarte mișto. Ți-am spus-o și la audiții, mi-a plăcut foarte mult de tine. Dar acum ai fost așa, tu cu tine, știi? Tu cu tine și ca să mai trag o linie, zic Sex on Fire, da. Numai că tu n-ai participat la treaba asta. Înțeles? Sau ai participat, dar nu cu cineva. Aoleu, ai participat, dar nu cu cineva, sună rău de tot. Mă rog, am... That's bad. Înțelegi ce vreau să zic? Da, da, ok, mulțumim, mulțumim. Ai simțit și tu chestia asta? Uite, uite ce mișto ești când zâmbești și cum ești tu. Acum tu, ești tu. Acum ai cu cineva? Lasă-l, domnule, în pace. No, mi-e mulți acum. Acu-i acum. Tu ai voce foarte bună. Și asta mă enervează teribil. Mie mi se pare că ești crud. Că ți-ar mai prinde bine să stai, să te gândești. Fată. O fată, poate. Să stea, să se gândească. Da, da. Chiar. Am un gol în stânga. Este o luptă. E o luptă foarte grea. Stea sau nu? Stea. E primul, logic, tot simțul. Și doar suntem la primul concurent. Da, suntem la primul concurent. Nu știu de ce, dar n-am stare. Ridică-te, dar termină că e fi liberă. O fi un semn bun că m-am ridicat, nu o fi un semn bun. Ce ziceți? Ești tare drag. Ești mega talentat. Nu, mă, dar parcă am eu emoții pentru el, pe cuvânt. Mă. Ne ții ca pe jar. Mă. Ne dă la toți emoții. Băi, dă scaunul, mă. Te mănâncă ăștia de vii dacă rămâi. De viu, pardon. Te mănâncă, știi cum? Da, da. Și nu vreau să te chinui. Nu vreau să te traumatizez. Și nu o să te așez pe un scaun, îmi pare rău. Bă, ești nebun. Nu l-a așezat. Îmi pare rău. Ce? Eu știu, da, dar el știe, e bărbat. N-are nimic. E bine. Sunt cu tine. Nu știu, a cântat foarte bine, părerea mea. De ce ai ales piesa asta? Pentru că îmi place, îmi place. Știu că îți place, dar știi că nu, adică nu arăți ca unul care să cânte eu Sex is on Fire. Trebuia să te duci în zona ta, că ai o voce uriașă. Și cu vocea asta uriașă te așteptăm la anul. Promiți? Da. La anul? Da, am voie, da. Hai, baf, baf. Mulțumesc mult. Uite, o lecție nu l-am așezat, pentru că dacă l-aș fi așezat, l-aș fi scos mai târziu. Și vreau să fie o lecție pentru cei din spate, că nu e joacă, nu e glumă. Și să se trezească un pic.